Simularea pentru bacalaureatul din 2024 are loc în perioada 4-7 martie. Probele din cadrul simulării naționale încep la ora 9, moment în care în fiecare sală se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în sări este permis până la ora 8:30. Astfel, în 4 martie are loc proba scrisă la limba și literatura română, în 5 martie are loc proba obligatorie scrisă a profilului, în 6 martie are loc proba obligatorie scrisă a profilului și a specializării, în 7 martie are loc proba scrisă la limba și literatura maternă, iar în 15 martie se vor comunica rezultatele. La simulările pentru evaluarea națională și bacalaureat, lucrările vor fi scanate în clasă și corectate pe platforma digitală, după cum a anunțat ministrul educației Ligia Deca. În plus, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu către profesorii evaluatori din alt județ decât județul din care provin candidații printr-un click. Elevii sunt primiți și așezați în bănci, repartizarea acestora pe soli se realizează astfel încât să fie așezați câte unul în bancă în ordine alfabetică la nivelul unității de învățământ or centrului de examen. Conform documentului, timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele simulării examenului național de bacalaureat este de 3 ore începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Asistenții vor informa elevii asupra faptului că redactarea rezolvării subiectelor va începe de pe a doua pagină a primei foi tipizate. Această informație va fi trecută în procesul verbal în care se confirmă primirea tipului de subiect corespunzător și pe care elevii trebuie să îl semneze după finalizarea fiecărei probe scrise. În limita maximă a timpului alocat acesteia, elevii predau lucrările asistenților. După ce își încheie lucrările, elevii numerotează foile sub îndrumarea asistenților numai cu cifre arabe în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenți. După încheierea numerotării, elevii predau asistenților lucrările și semnează pentru confirmarea predării lucrărilor și a numărului de pagini. Prezența și rezultatele elevilor la simulările naționale se înregistrează în aplicația informatică SIR. Rezultatele obținute la simulările naționale nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. Elevii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise în cazul simulării probelor din cadrul evaluării naționale, respectiv după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în sări în cazul simulării probelor scrise la bacalaureat. Lucrările scrise se arhivează și se păstrează până la sfârșitul anului școlar următor în unitatea de învățământ din care provin elevii.